Mailat, să vedem dacă are vreo soluție. Este urmărit de Dumitriu. Mailat încearcă pasa filtrantă, iese pentru Borțoneanu Costin, Gheorghe în careu, atenție la această fază, Ion Gheorghe! 3-3, fabulos! Ion Gheorghe egalează pentru Voluntari cu 10 secunde înainte de final. Uluitor, 3-3, fantastic! Fantastic, neverosimil, 3-3 și Voluntariul reușește să obțină un punct în această partidă. Uluitor! Uluitor! Excepțional golul marcat de Ion Gheorghe. Șut perfect la colțul lung. 3-3, unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale acestui sezon. Fabulos! Cine ar fi crezut că Voluntariul cu această echipă încropită va reuși să restabilească egalitatea? Merită însă acest punct pentru modul excepțional în care s-au luptat. Partida se termină! Cei de la Clinceni sunt căzuți pe gazon. Voluntariul obține un punct mare de la un meci care la un moment dat se putea chiar amâna, ținând cont de conjunctura cu acest focar de coronavirus de la echipa gazdă. 3-3 după ce oaspeții au avut 2-0 și 3-2 în minutul 90. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. O seară cât mai plăcută, la revedere!